Pe scurt, vara de coșmar. Mulțumesc Motan Show pentru această ocazie. Numele meu e Răzvan și fac recenzii animate la diferite cărți despre cum să faci bani, despre dezvoltare personală și cam orice te poate duce la următorul nivel. Sunt convins că multe dintre clipurile mele te pot ajuta cu adevărat, așa că te aștept pe canalul meu de YouTube We Love Books. Linkul îl găsești în descriere. M-am trezit, eram singur în casă. Aveam senzația că astăzi va fi ceva ciudat. M-am apropiat de fereastră și am observat că vremea afară nu e atât de frumoasă, iar cel mai straniu lucru este că balansoarul se mișcă singur chiar dacă nu e niciun vânt. La un moment dat, pe balansoară a apărut o fetiță foarte ciudată cu un cuțit în mână, dar cred că a fost doar o halucinație. Din neașteptate am auzit că cineva a bătut la ușă. Am mers spre ușă, dar când am deschis, nimeni nu era. Doar am închis ușa și iarăși a bătut. Rapid am deschis, dar oricum nimeni nu era. Am auzit un zgomot. Când m-am uitat în spate, am observat cum ușa de la cameră s-a deschis. What the fuck? Cum așa? Și am mers să văd cum în puii mei ușa s-a deschis. M-am uitat atent prin cameră și am observat ceva straniu pe scaun. Și când m-am apropiat... Surprise, motherfucker! Eu m-am căcat pe mine de frică și am luat-o de fugă în altă cameră. Dar acolo m-a așteptat cea mai mare surpriză. O fantomă de 2 metri care m-a ridicat și m-a aruncat. Eu de frică am leșinat. Când m-am trezit, deja nimeni nu era. Și eu repede am fugit la ușă ca să ies din casă. Dar ușa era încuiată. În spate am auzit ceva pași. La un moment, pe umărul meu a apărut o mână. Când m-am întors, în spate erau fantomele. Motane. Asta a fost un vis. A venit doar fratele cu nepoata în ospiție. Pe scurt, vara de coșmar. Motanași, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau.